Intrare și a normelor privind vizele și cooperarea consulară, se arată într-un comunicat postat pe pagina formațiunii. De asemenea, liderii Partidului Socialist Român cer un sistem comun de informații și un sistem rapid de extradare și transfer pentru executarea hotărârilor penale. Aici se încheie jurnalul. Sunt Emanuela Puiu. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară bună. La revedere! Noi nu privim lucrurile de sus. Realitatea nu se vede de la înălțime. Noi coborâm printre oameni. Aici, aleșii locali decid viața orașului. Aici se hotărăște soarta județului. Aici răspund la întrebările dumneavoastră. Aici dezbatem cum se cheltuiesc banii publici. Aici vă spunem cine deține puterea și influența în acest județ. Noi suntem a patra putere. De ce nu trăim bine? Cine ne face dreptate? Se moare în spitale. Mai așteptăm ceva de la politicieni? Dilemele zilei, o emisiune care dă cărțile pe față. Exagerat. Nu mă doare inima. Sunt doar puțin răcită. Dar m-am gândit că așa ajungeți mai repede. Sper că nu e nicio problemă. Apelurile abuzive la 112 pot ucide. Urgența este pentru urgențe. Donează sânge. Salvează vieți. O campanie susținută de Primăria Capitalei prin Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București. I-am crescut cu greu și singur. Pe cei doi frații ai mei mai mici. Sunt voluntar la un adăpost pentru câini. Îmi place să fac fotografii. Aș vrea să am expoziția mea acum. Oamenii sunt mai mult decât dependența lor. Cunoaște-i, nu discrimina. Pentru mai multe șanse la viață, donează sânge constant.
Sistemul RoAlert este folosit în situații de urgență majore, în care viața și sănătatea cetățenilor sunt expuse unui pericol iminent. Astfel de situații pot fi calamități naturale, fenomene meteo extreme, inundații de mari proporții sau dezastre de origine umană. Sistemul RoAlert permite selectarea unei zone geografice în care celulele radio ale operatorilor de comunicații mobile vor transmite, în mod automat, mesajul de avertizare tuturor telefoanelor mobile compatibile cu tehnologia de tip Cell Broadcast din area de acoperire a acestora. Accesați site-ul ro-alert.ro pentru a afla mai multe detalii despre sistemul RoAlert și despre instrucțiunile de configurare a telefonului dumneavoastră în funcție de model și operator. Pentru avertizări meteo, alerte din trafic sau alte tipuri de avertizări care nu fac obiectul sistemului RoAlert, autoritățile vă recomandă să descărcați gratuit aplicația DSU, disponibilă pe App Store și în Google Play. O campanie a Departamentului pentru Situații de Urgență. Ce faci acolo, tati? Uite, repară aragazul, dragă. Și nu e periculos? Deloc, draga mea. Trebuia să chemi un specialist. Lasă că știu eu ce fac. Gata, am terminat. Nu-ți asuma niciun risc. Renunță. Improvizațiile sunt catastrofale. O campanie de informare inițiată de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și EON România. Gripa nu este o simplă răceală. Gripa este o boală virală gravă, ușor transmisibilă, care poate fi prevenită prin vaccinarea antigripală anuală. Întreabă medicul de familie despre vaccinarea antigripală. Unii oameni iau lucrurile așa cum sunt. Viața deja are colțuri. De ce să o rotunjească ei? Nu mai bine iei drumul de-a dreptul și vezi unde te duce? Noi credem că cel mai scurt drum e drumul pe care mergem cei mai mulți. Cel pe care oamenii se întâlnesc și se ajută, iar generațiile construiesc împreună. Mergi la primărie sau intră pe ancpi.ro. Informează-te, participă activ și află când îți vor fi înregistrate gratuit proprietățile în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Refuză să lucrezi în condiții de nesiguranță. Indiferența poate ucide. Instruiește-te. Poartă echipament de protecție. Familia te așteaptă acasă. O campanie inițiată de Inspecția Muncii și organizată de ITM Gorj. Nadia Comăneci la paralele. Și Nadia iese și stă. Foarte bună aterizarea. Datorită sportului am reușit să-mi fac mai mulți prieteni. Foarte în sport, am învățat spiritul de echipă. Și eu pot să fiu campion. Descoperă campionul din tine. Mine și tu poți să fii de nota 10. Hai și tu să faci mișcare. Hai și tu să faci sport. Totul a început cu un fum. Am crezut că am controlul. Și am pierdut controlul. Cred că pot altfel. Pot altfel. Cannabisul este un drog de risc. Informează-te. Aștept de o oră. Dar le-am spus că tușesc de o lună. Cum pacientul prinde a doua linie. Te să facem monitor, un EKG rapid. Avem prezent. Un infarct miocardic acut și o cardiogen. Avem a doua linie prinsă. Urgent, ne pregătim de intubați. Aici e coada pentru consulturi. Să aducă cineva niște scaune. Atenție, descarc! Ce aveți la cancer? O precipitare de la înălțime, pacientul a fost găsit în scor Glasgow 8. A necesitat să-i dați... La urgență are prioritate viața. Urgența este pentru urgențe. Toate războaiele din secolul trecut au luat aproape 200 de milioane de vieți. O nimica toată. Variola, poliomielita, tusea convulsivă, tetanosul și rujeola au luat cam 600 de milioane de vieți. Însă vaccinurile au învins toate aceste boli mortale. Și tot mai multe vieți vor fi salvate dacă ne vaccinăm. Vaccinurile
salvează vieți. Vaccinează-ți copilul împotriva rujeolei. Oferă copilului tău o șansă la viață sănătoasă. Rujeola sau pojarul este o boală infecțioasă foarte contagioasă care duce adesea la complicații. Mergi la medicul de familie pentru a-ți vaccina gratuit copilul. Salut, mâna! Ce să mă arțel bagajul furat, am venit să-i atenționez pe oameni să nu fie furați. Da, 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 să aveți grijă de el. Cum te cheamă? Seara, sunteți la emisiunea Dilemele Zilei, în această seară, ultima emisiune de dezbatere electorală din cea de-a treia săptămână a campaniei electorale pentru alegerile europarlamentare. O campanie electorală liniștită în Gorj, ce a fost interesant până acum, poate ploile de astăzi, inundațiile și grindina de la Târgu Jiu, în rest liniște și pace. Vedem în ultima săptămână dacă o să apară ceva interesant pentru gorjeni sau în campania aceasta. Trei invitați în seara aceasta la Tele3, emisiunea Dilemele Zilei. După cum știți, ca în fiecare joie, Claudiu Matei alături de mine. Bună seara, Claudiu, bine ai revenit. Bună seara. Plouă la Runcu, cu portocaliu de ploi. La Runcu e mai frumos ca la Târgu Jiu, pentru că acolo sunt oameni cu suflet bun. Și la Târgu Jiu sunt oameni cu suflet rău și de aceea bate piatra. O salut pe Denisa Șuță, reprezentanta PNL, în această seară. Bună seara, Denisa! Bună seara, mulțumesc pentru invitație! De asemenea, un al doilea invitat din partea partidelor politice, de la aceasta, reprezentând PSD, domnul Iulian Paraschiv, membru al Partidei Romilor și coordonator pe Oltenia al acestei organizații. În această seară reprezintă însă Partidul Social Democrat. Bună seara, domnule Paraschiv. Bună seara și mulțumesc pentru invitație. Mulțumesc că ați ajuns la emisiune. Câteva opinii despre ce s-a întâmplat până acum. Nemulțumiri legate de campania adversarilor. Ce face să-i convingeți pe oameni să iasă la vot? Cred că România în ultima perioadă traversează o perioadă destul de grea, în sensul în care ducem două tipuri de campanie. Una în media la televizor, în care nu discutăm despre principii sau ceea ce cetățeanul de rând ar trebui să audă și să-și manifeste interesul. Și o altă campanie este aceea din atunci când intrăm în contact cu oamenii. Din păcate, opiniile se formează de cele mai multe ori prin vectori care vin și aduc în față idei și de cele mai multe ori principii pe care noi înșine nu prea le respectăm. Ceea ce vreau să spun este că deocamdată interesul pentru europarlamentare la nivel național este unul scăzut în comparație cu interesul față de alegerile locale sau chiar parlamentare. Din păcate spun lucrul ăsta, românii, indiferent de apartenența etnică sau credințele religioase, ar trebui să înțeleagă că fiecare vot contează și votul lor este decisiv atunci când își aleg reprezentanții în Parlamentul European, cu atât mai mult cu cât în momentul de față în Europa traversează o perioadă destul de grea, cu lideri naționaliști care încearcă să creeze curente la nivel european care să învingă neașa spiritul Uniunii Europene, cel pe care încercăm de atâta timp să-l construim și să-l împămânim inclusiv în conștiința noastră a românilor. Denisa? Bun.
Cred că este foarte important să le spunem oamenilor că este absolut necesar să se prezinte la vot pe 26 mai, pentru că sunt atât alegeri europarlamentare, cât și un referendum declanșat de președintele României, astfel încât să nu mai dăm posibilitatea infractorilor să ne conducă. Este foarte important ca această țară să fie condusă de oameni cu demnitate, cu o anumită atitudine morală, de oameni cu credibilitate, nu de infractori, de condamnați penal și de oameni care trebuie să-și săvârșească pedepsele pentru infracțiunile pe care le-au condus. Ei trebuie să stea acolo unde le este locul. Se și folosește de altfel acest slogan de către reprezentanții partidului nostru: în democrație hoții stau la pușcărie. Așa este firesc, este normal. Așa se întâmplă în orice țară civilizată, membră a Uniunii Europene. Ați văzut că în statele civilizate, în țările care fac parte din Uniunea Europeană, în momentul în care există suspiciuni de corupție asupra unui lider, indiferent de la ce partid face parte, acest lider se retrage, în niciun caz nu încearcă să se salveze legiferând în favoarea lui, în încercarea de a se salva, în încercarea de a nu îi spăși o pedeapsă prevăzută de legile țării și nu numai de directivele europene. Suntem cu o jumătate de pas în dictatură. Se vede foarte clar că inclusiv la aceste proteste acest guvern absolut incompetent încearcă să bage pumnul în gura oamenilor cărora Constituția României le garantează dreptul la protest. Nu este posibil să iei de pe stradă oameni și să-i amendezi pentru că protestează. Asta nu se întâmplă decât în comunism. Asta s-a întâmplat în comunism. Intelectualii au fost băgați în pușcărie pentru că au avut tupeul de a spune că cei care conduc țara sunt nepregătiți, sunt analfabeți, pun țara în pericol. Așa se întâmplă și acum. Aceia dintre noi care am prins cât de cât puțin din acea perioadă, avem acum un deja vu. Ca atare, este foarte important ca oamenii care acced în Parlamentul European și care vor fi reprezentanții României să militeze în continuare pentru un stat de drept, pentru o Românie care într-adevăr să fie în primul rând în Parlamentul European, care să nu meargă la Bruxelles și la Strasburg pentru a arăta cum se fură voturi, și avem cazul Mariei Grapini, care prin asta s-a remarcat la nivelul Parlamentului European, prin acea încercare stupidă și absolut rușinoasă pentru România de a fura voturi în Parlamentul European, în momentul în care a fost discutată în Comisia LIBE posibilitatea ca România să aibă ca un reprezentant, ca procuror european, indiferent cum se numea el, până la urmă era un singur candidat din partea României, ca Adrian Severin, de exemplu, care de altfel fost europarlamentar PSD, care și-a și spășit pedeapsa pentru că a luat mită în Parlamentul European pentru un vot, da, în favoarea unor anumite organizații. De aceea este foarte important ca oamenii care sunt onești, corecți, demni, să se prezinte la vot, să voteze așa cum le dictează conștiința, dar să țină cont în primul rând de faptul că trebuie să fim o țară care ne-am angajat că vom respecta tratatele Uniunii Europene, că vom respecta legile, directivele acestei instituții în care noi am vrut să fim, de care noi am avut nevoie pentru a fi apărați în fața unui conflict militar, pentru a fi ajutați din punct de vedere financiar, că suntem noi incapabili să accesăm fonduri europene, este cu totul și cu totul altceva. Ține de această incompetență în care ne zbatem de ani de zile. Da? Dar important este să se prezinte la vot pe 26 mai, și oamenii să nu mai dea posibilitatea celor care au demonstrat deja că nu pot, care au declarații inclusiv în campania pentru alegerile europarlamentare, au un discurs eurosceptic, în schimb vor să fie în Parlamentul European, n-am înțeles de ce,
Este o contradicție aici, iar oamenii trebuie să fie foarte bine informați și să își ia aceste informații din surse sigure. Există de altfel o transparență extraordinară pe site-ul Comisiei Europene, pe site-ul Parlamentului European. Poate fi consultat caseta fiecărui europarlamentar român, inclusiv prezența la vot, inițiativele legislative, felul în care a votat, dacă a fost nominalizat sau nu vreodată în mandatul său raportor pe anumite legi. Așa că este foarte important să vadă ce au făcut europarlamentarii români în Parlamentul European, cât de mult și-au ajutat țara, cât de mult au fost luați în seamă la nivelul Uniunii Europene, ce anume au negociat pentru România, și în funcție de asta trebuie să voteze. Noi în această perioadă încercăm să-i informăm, pentru că într-adevăr s-a dovedit până acum că aceste alegeri europarlamentare nu au stârnit asemenea prea mare interes din partea cetățenilor, însă este o mare greșeală a românilor că nu sunt interesați de aceste alegeri, pentru că până la urmă, atât timp cât România este stat al Uniunii Europene, deciziile majore se iau la nivelul Uniunii Europene, iar toate statele membre ale Uniunii, printre care și România, trebuie să se alinieze la niște standarde. Ori noi tindem să fim civilizați, tindem să trăim într-o democrație serioasă, să fim liberi, asta ne-am dorit, de altfel de asta au și murit atâția oameni la Revoluție, să putem să ne exprimăm liber, nu să ne pună pumnul în gură nici Carmen Dan, nici aghiotanții ei de pe la jandarmerie sau de pe nu mai știu unde. Nu, oamenii trebuie să aibă garantate cu adevărat drepturile pe care le-au obținut cu sânge și care sunt trecute în Constituție, da? Unul dintre ele este acesta. Ori nouă, nu ne sunt respectate în această țară, în acest moment, aceste drepturi. Nu avem dreptul nici la servicii de sănătate de calitate, nu avem dreptul nici să vorbim, nu avem dreptul să ne exprimăm liber și câte și mai câte alte drepturi ne sunt încălcate, da? Repet, drepturi garantate de Constituție. Singura preocupare a acestor oameni de când au venit la guvernare a fost aceasta, de a scăpa de infracțiunile pe care le-au comis anterior. Nu au alte preocupări care să se refere la infrastructură, la oameni, la accesare de fonduri europene, la bunăstarea până la urma oamenilor. Dimpotrivă, le aruncă cu demagogie în față faptul că au fost majorate niște salarii, că au fost majorate niște pensii, fără să aibă în vedere faptul că în același timp a crescut inflația aproape de 5%, toate prețurile la combustibil, tot ce înseamnă produs accizat, au crescut foarte mult, de asemenea taxe, impozite, prețuri de 3 ori mai mult decât s-a dat la unele salarii. De altfel, în România, impozitul pe muncă, pe venit, este de 40,83%. Este cea mai mare rată de taxare a unui salariu dintr-un stat european. Domnule Paraschiv, dacă aveți vreo replică de la ce am spus. Da, aș vrea să fac câteva precizări în primul rând. Eu sunt coordonator regional al Partidului Românilor pro-Europa pentru regiunea Sud-Vest-Oltenia și avem o înțelegere cu Partidul Social Democrat în ceea ce privește sprijinul oferit de structurile noastre pentru candidatura la europarlamentare. Aș vrea să spun din start că nu mă interesează să fac atacuri la persoană, ci mai degrabă o să spun de ce susținem noi structura PSD-ului și de ce cred că România are nevoie să trimită în Europa oameni care să iubească România, oameni patrioți, oameni care să ne facă să ne mândrim că trăim în România. De ce spun lucrul ăsta? Spuneam mai devreme că la nivelul Uniunii Europene, în momentul de față,
Există niște interese. România, deocamdată, până în momentul de față, a reușit pe cât posibil să-și mențină poziția. Însă România nu doar primește ajutor din partea Uniunii Europene, ci România plătește anual 2% din produsul intern brut către Uniunea Europeană. Există niște obligații pe care România le are în raport de Uniunea Europeană, ca de altfel toate cele 27 state membre. Nu putem să spunem că Uniunea Europeană vine și salvează România. Eu cred cu tărie că schimbarea trebuie să plece de aici, din România, de la nivel local, de la fiecare cetățean în parte. Așteptăm de prea mult timp să vină cineva să ne salveze, fie că vorbim de nu știu ce stat din Uniunea Europeană. Avem senzația că Germania, Franța sau alte state puternice ne vor binele. Nu. Marea provocare pentru toată Uniunea Europeană la momentul ăsta este cum să găsească instrumente care să mențină Uniunea Europeană ca o entitate de sine stătătoare și să nu se destrame. Avem un stat puternic, Marea Britanie, unde dezbaterile și probabil că vor ieși cel mai sigur anul acesta din familia europeană. Există provocări din partea unor lideri ai statelor puternice, cum este de exemplu Salvini în Italia, care încearcă să creeze un curent naționalist. În momentul de față, nu cred că Germania, putem spune despre Germania, Franța sau Italia, că prioritizează interesul Uniunii Europene mai mult decât o fac pentru cetățenii din statele lor. Ori în momentul de față, România are nevoie de o voce puternică în Parlamentul European. Liderii Uniunii Europene la momentul actual, după cunoștințele pe care eu le am, au între 5 și cam 10% în statele din care ei vin. Vorbind de partidele pe care eu delegat în... vorbesc de reprezentanții Comisiei. Ori, alegerile pentru Parlamentul European sunt foarte importante pentru felul în care va arăta Europa următorilor ani. Cu privire la susținerea pe care Partida Romilor o are către PSD, o să vă spun câteva măsuri care au în vedere inclusiv și ating comunitatea romă. În timp ce, și repet, nu vreau să fac atacuri la persoană, o să vorbesc numai despre principii. Avem plafonarea facturilor la energie electrică până în 2022. Măsură care privește atât persoanele fizice cât și firmele. Asta este un lucru care încurajează atât investițiile străine, cât și oamenii care muncesc în România, ori pentru pensionarul de rând, pentru cetățeanul de rând, pentru omul care își câștigă banul muncind 8 ore pe zi, este important ca prețul la energia electrică să rămână același. Dezbaterea, eu cred că trebuie dusă mai degrabă pe fapte, pe ceea ce încercăm să facem pentru oameni și putem să avem o critică constructivă în sensul ăsta, atâta timp cât România va fi împărțită pe din două, între cei buni și cei răi, între cei albi și mai puțin albi, între cei mai înalți și cei mai scunzi, nu vă face decât să scădem impactul pe care România îl poate avea ca și stat membru al Uniunii Europene în marea familie europeană. România trebuie să devină un partener solid pentru toate statele, trebuie să-și impună politicile care privește care în ultimă instanță privesc toți cetățenii României. Cred cu tărie că, de asemenea, majorările salariale pentru medici, într-un timp relativ scurt, cred că este cea mai mare creștere salarială din istoria Uniunii Europene, chiar vorbim de medici, s-au triplat aproape, vorbim despre profesori, care din nou, așa acolo avem creșteri salariale. În momentul în care avem creșteri salariale, putem vorbi și despre creșterea actului medical pe care medicii îl exercită, ca de altfel calitatea sistemului educațional în România. Atunci când medicii nu mai pleacă după ce statul român investește în ei timp de 6 sau 7 ani și apoi vedem cum semnează contracte în statele din vest, dar pe de altă parte ne plângem... Dar știți că infecțiile nosocomiale au rămas la fel? Sunt absolut sigur că rămân la fel, însă eu cred că un medic plătit la standardele pe care statele din vest îl ține aici în țară. Să spălăm că... Adică dumneavoastră spuneți că nu ne prea spălăm pe mâini? Eu știu, nu știu. Să știți că la statisticile Uniunii Europene arată că încă suntem pe ultimele locuri la ceea ce înseamnă consumul de
pastă de dinți, să pun și alte cele, asta nu înseamnă că suntem un popor de, de nespălați. Ne înțelegem. Sunt alte state care sunt mult, mult sub noi. România s-a schimbat și este într-o continuă schimbare. Sare pe dinții. Da, nu știu. Trebuie să vă întreb, pentru că luăm o pauză de publicitate, ne vedem cu acea de doua parte. Cum e, domnul, cu spălatul pe dinți, pe sare, că nu știu. Candidez pentru că am observat, după atâta experiență în Parlamentul României, sunt de 14 ani în Parlamentul României, și am observat că deciziile pe care le iei sunt decizii care influențează viața oamenilor. Cred că și în Parlamentul României, ca și în Parlamentul European, sunt oameni care rezonează la argumente și dacă te implici, poți să modifici sau să schimbi câteva lucruri și poți să le faci în bine. Mai candidez pentru că eu cred că Oltenia are nevoie de o voce acolo, pentru că este o zonă care ar trebui să recupereze din decalajele față de alte zone, de alte regiuni, iar lucrul acesta nu se poate face decât dacă mergi, susții, te implici, te lupți, sprijini, ca lucrurile să poată să facă un pas în față. Merg în Parlamentul European alături de colegii mei, foarte hotărât să mă lupt pentru România. Vino și tu pe 26 mai și votează echipa PSD. Dragi părinți, școala gimnazială Ecaterina Teodoroiu își deschide porțile pentru a primi micii învățăcei din clasele pregătitoare în anul școlar 2019-2020, oferindu-le metode și mijloace moderne de predare, studierea limbilor străine utilizând metode interactive și suport digital modern, descoperirea și sprijinirea tinerelor talente, activități de logopedie și consiliere psihologică, laborator de informatică dotare 2019. Program gratuit After School, personal didactic competent, motivat și preocupat în permanență de creșterea actului educațional. Clase luminoase și primitoare dotate cu mobilier nou. Înscrierile se vor desfășura conform metodologiei elaborate de Ministerul Educației Naționale. Vă așteptăm cu drag la școala gimnazială Ecaterina Teodoroiu, Bulevardul Ecaterina Teodoroiu, numărul 88 bis, telefon 0253-214867. Ați văzut emisiunea aseară? Eu n-am văzut, ia povestiți. E incredibil câte animale mor că aruncăm peturi la întâmplare. Dar n-ai văzut și cu hârtia, adică pe bune frate, câți copaci am putea să luăm de la tăiere? Gata, de acum colectăm separat. Hei, care-i treaba? Vorbeam de gunoi aruncat la întâmplare. Eu nu știu ce efect dezastru astea au, dar de azi m-am atitudine. Uite! Nu știai acum e cool să colectez separat. Salonul Barocco, locul unde visele tale devin inspirația noastră. Stilul, eleganța, pasiunea și profesionalismul sunt cuvintele ce caracterizează salonul de înfrumusețare Barocco din Târgu Jiu.
Echipa Barocco este formată din specialiști ce te vor ajuta să găsești cele mai potrivite tunsori și coafiuri pentru tine. Serviciile manicură, pedicură și make-up, disponibile cu o gamă largă de culori și servicii personalizate. Serviciile de cosmetică te vor ajuta să-ți prelungești tinerețea cu tratamente faciale, remodelând corpul cu radiofrecvență facială și corporală și epilare definitivă cu un dispozitiv laser de ultimă generație. Masaj anticelulitic, de relaxare, terapeutic și sportiv. Deținem propriile rețete secrete de frumusețe pe care le aplicăm fiecărui client. Pentru orașul Târgu Jiu, în funcție de dorința clientului, asigurăm transportul către salon. Barocco Târgu Jiu, strada Victoriei, centru, deasupra magazinului Total, vis-a-vis de complex Parâng și Romarta. Am revenit la emisiunea Dilemele Zilei, dezbatere electorală în această seară, PSD-PNL, Denisa Șuță, PNL, domnul Iulian Paraschiv, Partea Romilor, reprezentând seara asta PSD, completare și l-ascultăm și pe Claudiu Matei despre importanța alegerilor, de ce sunt e dezinteresul ăsta față de alegeri și de ce ar trebui să fie interesați oamenii de alegerile astea, Claudiu, după completarea pe care... Da, o singură idee vreau să vă mai spun că cred că suntem oarecum ipocriți atunci când venim și spunem că așteptăm din partea Uniunii Europene să vină să ne salveze. Nu, spuneam că salvarea trebuie să vină de la noi. Pe de-o parte, state din vestul Europei, cât și state din nordul Europei acuză de fiecare dată prezența cetățenilor români cu precădere de etnie romă pe teritoriul statelor lor. Pe de cealaltă parte, atunci când avem medici sau asistente medicale care pleacă în afară și lucrează pe salarii mai mici decât o fac cetățenilor, sau cetățenii români care merg în statele lor și lucrează în agricultură și lucrează pe salarii mai mici decât o fac, de exemplu, englezii sau francezii sau chiar nemții, cred că avem o problemă de felul în care, la felul cu care noi ne raportăm față de un european. Dacă suntem membri, avem aceleași drepturi și obligații, în egală măsură. Adică nu ar mai trebui să fim tratați ca un stat de mâna a doua. Și nici cetățenii noștri, indiferent de apartenența etnică, ar trebui tratați cu același respect. Vă rog, dacă puteți să mă contraziceți, o puteți să faceți. La replică, pentru că în niciun caz România nu este un stat de mâna a doua în Uniunea Europeană, este un stat de mâna a doua în propria țară și este... Am spus că nu ar trebui să fim tratați ca și un stat de mâna a doua, nu a fost afirmația mea. Nu suntem tratați noi ca un stat de mâna a doua atât timp cât negociator șef al bugetului Uniunii Europene în 2018 a fost un europarlamentar român, PNL. Este vorba despre Siegfried Mureșan, care este și candidatul nostru pe poziția a doua în lista Partidului Național Liberal. Discutăm despre un buget de 160 de miliarde de euro. România nu este un stat de mâna a doua în niciun caz, atât timp cât prin europarlamentarii PNL a reușit să obțină subvenții pentru fermierii români de 59 de miliarde de euro, atât timp cât europarlamentarii PNL au reușit să obțină creșterea bugetului european pentru autostrăzi cu 6 miliarde de euro, iar acest lucru se datorează tot unui europarlamentar PNL, este vorba despre domnul Marian Jean Marinescu, care face parte din Comisia de Transport și din Comisia de Energie. De asemenea, tot datorită europarlamentarilor PNL, România a obținut despăgubiri de 28 de milioane de euro pentru oamenii care au fost afectați de pesta porcină și pentru care guvernul României nu a reușit să facă mare lucru prin instituțiile sale, prin ANSVSA și celelalte instituții care trebuiau să ajute oamenii care au fost afectați de acest lucru. De asemenea, tinerii care au 18 ani, să știți că pot vizita Europa gratuit tot în urma unui program care este implementat la nivelul Uniunii Europene. Este vorba despre Discover Europa, care este de asemenea inițiat de un europarlamentar PNL.
de Siegfried Mureșan. Tarifele roaming în Uniunea Europeană au fost desființate tot în urma unei inițiative al unui europarlamentar PNL. Este vorba despre Adina Vălean, care de asemenea se află pe lista Partidului Național Liberal și pentru această legislatură. Nu putem să discutăm în niciun caz despre discriminare în cadrul Uniunii Europene, atât timp cât știți foarte bine că în România se derulează și acum și se derulează de când suntem în perioadă de preaderare la Uniunea Europeană, programe pentru romi de integrare socială, de școlarizare, de reintegrare socială și știți că au fost chiar și unele probleme vis-a-vis de modul în care au fost administrate aceste fonduri primite de Uniunea Europeană. Așa că în niciun caz nu puteți să spuneți că sunteți discriminați în România sau în Uniunea Europeană. Dimpotrivă, cred că... Cred că nu ați fost atentă la ce am spus. Iertați-mă că vă întrerup, însă îmi puneți niște vorbe în gură pe care nu am pus să le accept. Că de fapt, am spus că România ar trebui să trimită o echipă și să lupte pentru interesele naționale. În niciun moment nu am spus că România este la momentul ăsta... Și eu v-am spus care este echipa și... care până acum... Am înțeles. Pentru interesele naționale. O puteți face fără este nicio fel de problemă. Partidul Național Liberal și românii trebuie să știe să voteze poziția 5 pe buletinul de vot, pentru că europarlamentarii PNL sunt singurii care au făcut ceva pentru România. Dacă dumneavoastră puteți să-mi dați exemplu de o singură inițiativă a unui europarlamentar PSD bună, benefică pentru România sau care a reușit să facă ceva pentru acest stat, eu nu mai zic nimic, dar eu știu așa, că din familia dumneavoastră europeană, nu dumneavoastră personal, dar PSD, s-a pus în discuție, inclusiv la congresul lor de la Madrid, al socialiștilor europeni, ca PSD și membrii PSD din România să fie excluși din familia lor europeană, da? Din SD. De asemenea, ALDE. Da? S-a pus problema să fie excluși și chiar au fost excluși din propria familie europeană. De ce? Pentru că europarlamentarii PSD și ALDE din Parlamentul European, europarlamentarii români vorbesc, au sfidat statul de drept prin declarațiile lor, nu au apărat România acolo, dimpotrivă, motiv pentru care singurul partid respectat la nivelul Uniunii Europene este Partidul Național Liberal, care face parte din grupul politic al popularilor europeni, un grup cu mare influență la nivelul Uniunii Europene. De altfel s-a și văzut acest lucru, că Partidul Național Liberal este susținut la nivelul Uniunii Europene, de aceea s-a și organizat summitul PPE atât la București, în momentul în care au fost lansați candidații Partidului Național Liberal, cât și acum la Sibiu, așa că nu cred că se compară nici ceea ce au făcut europarlamentarii Partidului Național Liberal cu ce au făcut cei ai PSD ALDE și de asemenea nici intențiile lor. Atât timp cât discursul celor care reprezintă PSD ALDE este unul eurosceptic, atât timp cât în campanie electorală pentru alegeri europarlamentare la nivelul Uniunii Europene se discută despre activarea articolului 7, care înseamnă ridicarea dreptului la vot al României în Uniunea Europeană și în instituțiile europene. Este un lucru pe care nu ar trebui să mai creeze vreo dilemă cetățenilor din România în privința a ceea ce trebuie să voteze la alegerile europarlamentare. Claudiu Matei. De ce nu sunt interesați gorjenii românii de europarlamentare? De ce ar trebui să fie interesați? Din punctul meu de vedere, politicienii ar trebui să le explice clar ce înseamnă votul lor din 26 mai și anume echipa pe care o va trimite România în Parlamentul European decide și viitorul României în următorii 5 ani, nu numai viitorul Europei. E vorba în primul rând de securitate regională, creștere economică, legislație europeană și așa mai departe. Și cum suntem în Uniunea Europeană, ne privesc în mod direct. Nu ar trebui să explic eu lucrurile acestea. În seara asta aveți doi invitați care știu
despre politici europene, domnul Măruță, în celelalte seri am văzut pe aici dezbateri ca la primăria de comună, sau cel puțin așa l-am perceput eu. Nu pot să remarc în aceste câte săptămâni au trecut, 3, nu? De campanie electorală, decât... Duminica viitoare sunt alegerile europarlamentare. Decât câteva chestiuni punctual și doar cu privire la județul Gorj și cu privire la România. Sunt alți analiști care își dau cu părerea pe la posturile centrale de televiziune. În județul Gorj, PSD merge pe aceeași, cum să zic, aceeași tactică diversionistă pe care au folosit-o și la alegerile precedente, adică liderii PSD nu participă la dezbatere. Asta din punctul meu de vedere ar trebui taxați și, sau cel puțin în prima conferință de presă, bine, n-am mai făcut nici conferință de presă în ultima vreme, doi, o să mă duc și o să-i întreb. Tot de la dezbateri electorale, de ce nu participați? Nu v-ați pregătit sau nu știți să citiți de prin pliant sau nu știu de ce. Dar așa au făcut și la ultimele alegeri, cred că din 2017. A fost un boicot, într-adevăr. Deloc la alegerile parțiale la Târgu Jiu așa și cred că și la alegerile precedente. La și la parlamentare. Deloc la parlamentare. Nu. Candidații n-au apărut, nici măcar la primărie. Liderii la primărie n-au apărut. Politice PSD. Și cum au câștigat cu un scor atât de mare? N-a câștigat. Păi n-au câștigat. La bun, vorbim de parlamentare. PSD, la parlamentare? La ultima alegeri parlamentare. Dacă spun că nu au participat, eu nu-mi explic. Adică să alegi. Un program de guvernare mincinos pe care n-au fost capabili să-l pună în aplicare și vedeți ce se întâmplă și cum percep românii chestia asta, cum sunt huiduiți în fiecare oraș din România în care ajunge un lider PSD, cum pleacă domnul Dragnea cu Duba de peste tot din cauza asta. Pot să vă întreb ceva? Minciun. Și credeți-mă că nu mă poziționez în avocatul, ce, în avocatul PSD-ului. Păi dacă sunteți reprezentantul lor, trebuie să-i apărați acum. Înțeleg că e ingrată situația. Credeți-mă. Știu că aveți un protocol cu ei de colaborare. Care... Sunteți într-o situație ingrată. Știți de ce avem un protocol de colaborare cu ei? Pentru că sunt singurii care atunci când dau mâna cu noi, nu se spală după. Și o să vă spun și de ce. Au majoritate eu mă așteptam ca la această dezbatere să avem o discuție. Nu este ok să discutați despre discriminare în România. Pentru că cred că dumneavoastră a spus că PSD e singurul partid care nu se spală pe mâini după ce dau una cu dumneavoastră. Da. Bun. Cel puțin, și eu repet încă cel puțin o dată, în anumite zone vă spun că lucrurile astea se întâmplă. Nu este cazul să discutați despre discriminare în România. Și eu vă dau exemple de cartiere ale romilor din municipiul Târgu Jiu, chiar dacă tema emisiunii este cea pozitivă, alegerilor. Da. Doamnă, dacă vreți, alegerilor dacă vreți să purtați un monolog, nu aveți decât. Îmi dați voie să vă întreb ceva? Vreau să vă dau niște argumente. Păi nu m-ați lăsat să vă întreb. Păi nu m-ați spus ceva și eu vă dau argumente. Lăsați-mă să vă întreb ce aveam de întrebat și apoi vă ascultăm. Într-un dialog. Păi nu vă pot asculta că nu purtați un dialog. Dacă vreți să monolog, dacă vreți să purtăm un dialog, voiam trebuie să mă ascultați și noastră pe mine. Discriminați și voiam să vă spun, doamnă, să vă dau niște argumente. Arăt eu ca un om care poate fi discriminat, n-am niciun fel de problemă. Păi dumneavoastră însă, nu, dar mă gândesc că nu pe dumneavoastră personal însă, vă reprezentați aici sau în partidă. Îmi dați voie să vă întreb? Sigur. Vă ascult. Că nu înțeleg. Adică înțeleg vehemența dumneavoastră, știu că sunteți un lider marcant al partidului pe care îl reprezentați. Repet, eu nu sunt un avocat al PSD-ului. Eu am venit aici în calitate de colaborator și în baza unui protocol pe care noi îl avem cu formațiunea politică PSD. Este de menționat faptul că romii în România, dacă au avut schimbări, atunci când vorbim despre sistemul instituțional, vorbesc aici de oamenii care lucrează în prefecturi, apariția mediatorului școlar, mediatorului sanitar, a fost în timpul... Ce vreau să întrebați? Ajung imediat la întrebare. Întrebare și, oricum eu nu mi-am dus ideea până la capăt și sunt nerăbdător imediat, să înțeleg. Dacă eu vorbesc, trebuie să vorbesc punctual. Dacă vorbește doamna, poate vorbi cât dorește dânsa. Dar nu e nicio problemă că eu sunt învățat cu astfel de poziții. Vreau să vă întreb următorul lucru pe care eu nu discriminez. Să vă rog să mă discriminez, credeți-mă că nu am. Toleranță în general. Cu toate minoritățile. Doamna, conceptul de toleranță este foarte periculos. Știți de ce? A fi tolerant înseamnă că dumneavoastră sunteți puternică, eu sunt slab și mă tolerați pentru că vreți. Nu există așa ceva. Nu există minoritățile, există nerespectarea legii. Nu, stați un pic, că duceți discuția în altă zonă. Toată lumea trebuie să respecte legea.
de vedere conceptual. Atunci când spui că tolerezi pe cineva, înseamnă că tu ești puternic și îl tolerezi pe cel slab. Eu nu cred că dumneavoastră fiind liberal, liberal deci prin să simțire, nu, nu cred că chiar cum să, n-am nicio fel, eu n-am niciun fel de problemă. Nu cred că termenul de toleranță întrebarea, domnule Paraschiv. Bun, deci duceți discuția în multe alte zone. Ați cu majoritarii, cu... Nu, doamnă, noi suntem români, înainte de a fi nici rom, suntem români. Asta am spus. Aici, bun, întrebarea mea era următoarea. Dacă la ultimele alegeri parlamentare nu se prezintă, întreb și eu ca un cetățean de rând în momentul de față, nu se prezintă, cum face, domnule, că câștigă alegerile cu fiecare ciclu electoral, mai ales în zona asta Olteniei? Pentru mine sunt niște semne de întrebare. Nu s-a prezentat în dezbaterile de la televizor? Dar au câștigat cu un scor extraordinar de mare. Campanii în teren, pe, în pentru sate, nu? Au dar avut, au refuzat dezbaterile de la televizor. În majori, au câștigat la un moment dat alegerile și au găsit prin niște pârghii mai puțin ortodoxe și au ținut captiv un electorat, prin care inclusiv reprezentanții ai partidei romilor. Puteți spune cum le țin pe noi captiv? Cu... ajutoare sociale, nu pe dumneavoastră, pe români în general, asta. Pe deci care noi suntem țin, doar beneficiari pe care de ajutor țin, social. Nu. Deci am spus nu pe deci dumneavoastră, în general, în general pe oamenii românii care fac parte din electoratul captiv al PSD. Asta voiam să spun. De ce? Pentru că ei nu încurajează întreprinzătorii privați. Pentru că ei nu vor să aducă plus valoare. Ei nu vor să lase oamenii și pentru să că fie noi romii independenți, suntem asiste social, nu, am înțeles. Să fie independenți din punct de vedere nu la dumneavoastră rom, ci la electoratul. Ați spus că romii sunt captiv, spus așa. PSD am dumneavoastră spus, spus așa. Romii sunt, romii fac parte din electoratul PSD captiv. PSD nu câștigă alegerile. Dacă doar țipați cu la mine, romii. Să știți că nu o să fac dacă mă lăsați să duc ideea să discutăm. Eu încerc, da. Să vă explic. Bine, dacă vă rog, nu vreți să vă, vă rog, explic, da, nu puteți vă explic să faceți și fără și să țipați. Așa. Vă rog frumos. Păi dacă vorbiți peste mine, spus, nu pot să nu țip. Că trebuie să începe să vorbiți peste mine și eu pot face același lucru. Bun. Haideți să nu ne certăm, vă rog. Eu zic nu să ne lăsăm pe Claudiu Mediator. Claudiu, avea de sus la capăt o idee. Domnul Paraschiv, știți cine e lider al PSD Gorj? În momentul de față? Da. Da. Cine este? Domnul Weber. Da, așa este. Nu, da. Ce era? Că întrebare capcană, că nu înțeleg. Nu, 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 credeam că nu sunteți la curent cu liderii politici. A, ați crezut că l-am amaterizat? Păi da, nu, știu cine este. Nu, păi nu, că eu în ideea asta vorbeam că nu participă la dezbateri electorale. Nici domnul Weber, nici domnul președinte executiv, știți cine? Președintele executiv? Da. Al PSD-ului, mă duc de față, da. Chiar nu știu cine. Și al Consiliului Județean în același timp. Domnul Cosmin Popescu. A, domnul Cosmin Popescu, cum să nu? Da. Deci nu participă la nici parlamentari, nu. Nici parlamentari, nimeni. Bun. Eu vă promit că vin eu de fiecare dată. Bun. Dacă a doua chestiune pe care am dar remarcat-o... Dar să purtăm un dialog și nu un monolog. Da. A doua chestiune dacă... pe care am remarcat-o în aceste 3 săptămâni este agresivitatea unor oameni care zic că sunt noi în politică și chiar sunt noi. Eu nu am mai văzut. Am avut impresia nici că sunt o sectă și se pregătesc de spirală. Dar eu știu că liderul lor de aici, de la Gorj, parcă când în tinerețe, parcă era prin PSD. Participa la taberele tinerilor PSD-iști sau TSD-iști. Ăștia sunt oamenii noi din partidul ăla, despre care zic eu că e ca o sectă. Și al treilea, a treia nu, chestiune... Nu avem pe nimeni de-al... Da, și de, tocmai de-aia nu mi-a zis... Să dea o replică, nu, nu, nici nu, eu nu am spus nume. Ce partid. Da, am făcut precizarea ca să nu bun. Fie problemă. Și a treia chestiune, cei de la... Despre domnul Ponta, cred că știe toată lumea, pot să zic... E deputat de Gorj, da. Da, păi tocmai de asta. Păi, domnul Ponta... din punctul meu, defilează, pot să zic, și așa l-a figurat, cu un personaj, l-a găsit... la un băiat de pe ulițele desfundate ale Albeniului, chiar pe primarul Stan. Știți? Ăla este cel mai controversat primar din județul Gorj. Pe cum treacă o ateriza la ăia, la partidul Ponta, chiar nu-mi dau seama. Sau cum l-au descoperit ăia, cred că l-au văzut prea des în presă, mediatizat. Ăla, în ultima vreme, bine, a terorizat toți angajații instituției. Și acum a luat-o cu jurnaliștii. L-a agresat verbal el și oamenii lui pe Alin Ion și urmează și alții
cred că din punctul meu de vedere e un pic instabil. Și, da, oricum, face campanie, dacă ați văzut fotografiile în comuna lui, pe ulițe de pământ, pentru alegerile europarlamentare. Frumos îmbrăcat, cu pliante, cu Pro-România, cu partidul domnului Ponta, pe nu ulițe de pământ. Nu avem Pro-România pe nimeni în emisiune, la, să te pe nu contează, că mai e o săptămână, poate să vină cineva să dea replica în emisiunea asta. Deci chestia astea trei le-am remarcat și acum îl lăsăm pe invitații noștri că am intervenit ca să se mai tempereze un pic. Da, s-a liniștit toată treaba. Haideți să eu vă propun o temă. Așa se întâmplă în unei emisiuni, nu se bate nimeni până la urmă. Da, da, cred că e singurul discurs din această seară și al domnului Paraschiv și al doamnei Șuță pe țintit pe alegerile europarlane, că în rest au fost pe aici, deci ei zis încă o dată că-s la alegerile de primar de comună sau ceva, din ce m-am uitat eu, sau nu m-am uitat la același post. Așa este, dar oamenii nu pot fi capacitați cu teme europene și probabil de aici se mută accentul pe teme locale, de la drumuri, sănătate, măriri de pensie și așa mai departe, pentru că oamenii nu sunt interesați. Spunea chiar unul dintre participanții la campanie electorală, m-am întrebat două doamne, dacă ne mărești pensiile. Nu are legătură legile europarlamentare cu pensiile, teoretic. Este vorba despre felul în care cetățenii percep interesul imediat și interesul ei imediat îl regăsesc atunci când candidații vin și le prezintă, de exemplu, idei despre ceea ce trebuie să întâmple în comunitatea lor. Vorbim despre alegerile locale. Dacă este să vorbim iarăși despre alegerile naționale, din nou, interesul este mult mai apropiat. Atunci când vorbim despre Uniunea Europeană, departe, da. Este ceva îndepărtat. Și înțeleg toată încrâncenarea asta a partidelor pentru a câștiga cât mai multe voturi, pentru a avea o reprezentare mai mare în Parlamentul European, însă atunci când discuția și dialogul nu este centrat pe idei și principii, ci pe a arăta paiul din ochiul celuilalt și a încerca să-l ataci, faci atacuri la persoană, ci nu pe idei și pe ceea ce promovezi, atunci interesul cetățenului scade. Și asta este este o culpă comună a întregii clase politice românești. Și încă un lucru vreau să menționez foarte, foarte important și nu vreau să se supere pe mine doamna. Citeam zilele trecute într-un interviu dat de președintele PNL-ului domnul Ludovic Orban și vreau să vă întreb, nu vreau să o luați ca pe un atac. La un meeting al PSD-ului organizat la Galați în săptămâna trecută, a afirmat că PSD-ul a adus romi la meeting și că aceștia sunt beneficiari de ajutor social. Cam în aceeași idee în care dumneavoastră ați expus mai devreme. Întrebarea mea este următoarea. De ce atunci când vorbim despre minoritatea romă, întotdeauna trebuie să ne gândim la ei ca fiind toți asistați social, toți au nevoie a fi sprijiniți de către stat, însă eu vă spun că inclusiv aici, la dumneavoastră în Gorj, chiar în Târgu Jiu, sunt foarte mulți romi întreprinzători care își câștigă traiul muncind, având business-uri mai mici sau mai mari, care își trimit copiii la școală, cetățeni respectabili, dar în momentul în care intră în contact cu diferite persoane, și nu vreau să fac nicio acuză. Da, dar păi nu se vede niciodată îmbrăcați în tricouri cu PSD, cu PNL. Nu, stați un pic să înțelegem, bă, niște, la Galați nu erau îmbrăcați în tricouri cu PSD. Întrebarea mea era cum facem să gestionăm dacă noi punem eticheta imediat atunci când intrăm în contact cu un cetățean din Roma și spunem, nu, ăsta este asistat social sau probabil, fără să fac trimitere la cineva anume, acesta este infractor. Nu! Marea provocare și le mulțumesc partenerilor noștri de la PSD că au avut bunăvoința și curajul să mă trimită pe mine aici. Faptul că au trimis un tânăr de etnie romă care să vină să vorbească despre alegerile europarlamentare și despre cum și de ce PSD-ul trebuie votat, este pentru că guvernarea PSD, în momentul de față, măsurile pe care ei le-au luat, așa cum sunt ei, unii mai mici, alții mai scunși, evită dezbateri și tot ce ați mai spus dumneavoastră, însă românii resimt beneficiile guvernării. Faptul că pensiile au crescut, alocațiile pentru copii, faptul că de fiecare dată atunci când iau măsuri sunt criticați de către multinaționale care înregistrează profit, dar nu vedem că întorc ceva către România. Cred că aici trebuie dusă discuția și despre faptul cum România trebuie să devină mai puternică. Vă propun o temă pentru partea... puțin trebuie să luăm o pauză. Vreau să dau un drept la foarte replică. Scurt, 30 să rămânem în temă, așa cum spune colegul meu de platou.
Pot acum sau după pauză? 30 de secunde, dacă... Bun. A spus că a mărit alocațiile, este o minciună, PSD nu a mărit alocațiile, minte într-adevăr inclusiv în pliantele electorale, inclusiv parlamentarii PSD de Gorj au votat împotriva măririi alocațiilor pentru copii, alocațiile pentru copii s-au dublat tot datorită parlamentarilor PNL. Aveți majoritate în Parlament? Nu avem majoritate în Parlament, însă au fost parlamentari, inclusiv de la minoritățile naționale, unul de la PSD, care a votat amendamentul PNL depus de deputatul Robert Sighiartău pentru dublarea alocațiilor copiilor. De altfel, și anterior au fost dublate alocațiile pentru copii, tot în urma unui amendament depus de Partidul Național Liberal. Iar faptul că, deși au fost date live, există inclusiv acum atât votul pe Camera Deputaților nominal, modul în care a votat fiecare parlamentar, da? Din prezent în plenul Parlamentului, în momentul în care a fost votat amendamentul, faptul că în continuare încearcă să prostească în față populația cu o minciună crasă, pentru care, repet, există monitorizare inclusiv video pe site-ul Camerei Deputaților. Site-ul este www.cdep.ro și acolo puteți, da, inclusiv dumneavoastră, să vă informați corect și poți să am nu mai undeva replică, foarte, foarte scurt. Și să nu mai credeți minciunile pe care vi le spun nu de la mai, partid, nu să ne mai spuneți chiar mai încadrăm. Doamne, care urmăresc, după pauză. 30 de secunde, spune colegul. Parlament, știu. Haideți 30 de secunde să încheiem cu tema. Este cel mai important lucru este că cetățenii. E foarte important pentru mine, faceți mincinos, iar îmi faceți atac la persoană. Ca politician tânăr, în general, nu am spus că dumneavoastră mintiți, deci vă rog frumos, ca politician tânăr, pentru mine e foarte important vă rog, să spun adevărul și o să am de la replică după, okay, după pauză. Luăm o pauză să de publicitate, o temă, spun eu, interesantă pentru partea a treia, după ce vine acest drept la replică, deci sănătate în condiții europene și la Târgu Jiu și în România. Ne revedem. Se naște o nouă zi în România. Profesorii primesc salarii mai mari, sunt mai dedicați și mai hotărâți ca niciodată să ofere copiilor noștri o educație mai bună. Medicii se întorc acasă să ofere românilor cele mai bune tratamente, pentru că salariile lor s-au dublat. Subvențiile pentru agricultură se dau la timp. Astăzi, sute de mii de pensionari au șansa unei vieți mai bune pentru că pensiile lor au crescut. Astăzi se nasc noi afaceri în urma proiectului Startup Nation. Și fiecare dintre aceste afaceri ajută economia românească să crească. Astăzi, mii de cupluri încep o nouă viață pentru că au încredere în ziua de mâine. Azi creștem și suntem mai puternici în Europa. Astăzi e o nouă zi pentru România. Să fim mândri că suntem români. O zi în care românii aleg să trimită la Bruxelles patrioți care să le susțină cauza și să le spună povestea. Let me underline that PNL is one of the driving parties inside of the European People's Party. PNL is the future of Romania. Thank you, Ludovic Orban, for this strong leadership. Let's campaign together for a better Europe, for a Europe which is in our hands. Thank you so much. All the best for PNL. Am revenit la emisiunea Dilemele Zilei, ultima parte a acestei emisiuni, un drept la replică pentru domnul Iulian Paraschiv, reprezentant PSD în seara aceasta, membru în Partida Romilor, de asemenea Denisa Șuță, reprezentând PNL în seara aceasta și Claudiu Matei, jurnalist. Domnule Paraschiv, foarte scurt. Încă o dată fac mențiunea că sunt susținător al PSD-ului și a candidaților PSD-ului pentru Parlamentul European, poziția numărul 1 pe buletinul de vot. Vroiam doar să spun următorul lucru. Marea provocare pentru întreaga clasă politică românească la momentul ăsta, fie că este că să vorbim despre partide de centru-stânga, stânga sau dreapta, este că au pierdut contactul cu oamenii, cu cetățenii. Singurul partid în momentul de față care face eforturi
să ajungă acolo, la nivel local, la firul ierbii, este PSD-ul. Și de ce spun lucrul ăsta? În momentul în care spunem așa, avem o scădere drastică pe fiecare ciclu electoral a participării cetățenilor la vot, fie că vorbim de alegeri locale, parlamentare sau europene. Cred că este vorba despre felul în care politicienii vin și dezbat, despre felul în care politicienii se raportează la cetățeanul de rând și la așteptările pe care acesta le are. Există niște studii pe care le-am făcut de curând pentru zona sud-vest Oltenia, în care am încercat să măsurăm nivelul de încredere al cetățenilor, nu numai de etnie romă, ci și a populației majoritare, în instituțiile statului, în primar, în lider local și așa mai departe. Să știți că așteptările oamenilor sunt foarte, foarte îndepărtate de ei. Oamenii rezolvă, spun că rezolvă problemele singuri atunci când au niște așteptări. Ori asta trebuie să fie un semn de întrebare și marea provocare pentru întreaga clasă politică românească, nu numai din Gorj, nu numai din Dolj, nu numai din zona PNL-ului sau PSD-ului sau altui partid cu reprezentare sau fără reprezentare parlamentară. Felul în care reușim să construim România următorilor 100 de ani. Și singurul partid care în momentul de față discută și ia în calcul minoritatea romă și privește minoritatea romă ca pe o resursă, este partidul de guvernământ. De ce spun lucrul ăsta? Pentru că, repet, tot ceea ce s-a întâmplat cu minoritatea romă în România s-a întâmplat în baza unui protocol încheiat în anul 2001 și vorbim despre strategia de îmbunătățire a situației romilor, la acea vreme guvernarea Năstase, unde a apărut reprezentanții noștri în prefectură, experții locali, toți oameni, mediatorii școlari, mediatorii sanitari, oameni care să lucreze în beneficiul comunităților cu romi. Schimbările sunt și se produc deopotrivă și în comunitatea romă și în cadrul populației majoritare, dacă este să vorbim despre comunitatea locală. Marea provocare, repet, indiferent de culoarea politică pe care sau susținerea pe care ne-o declarăm în momentul de față, marea provocare pentru România următorilor ani este felul în care vom reuși să ne definim interesele și să le promovăm și să ne și atingem țelurile atât în România cât și la nivelul Uniunii Europene. Spuneam că Europa este într-o schimbare și schimbarea este că fiecare stat încearcă să tragă cât mai mult pentru el. Ori cetățeanul de rând, omul de la Scoarța sau de la Băileș de Dolj sau din Iancu Jeanu de Olt, să venim noi în fața cetățeanului să vorbim despre felul în care noi încercăm să promovăm niște principii, despre, da, beneficiile democrației le simțim cu toții, doar că democrația vine și cu responsabilitate. O responsabilitate trebuie purtată de oameni puternici, de oameni care să servească în primul rând interesele României. Domnul Claudiu Matei, o temă interesantă în ultimele luni în județul Gorj, sănătatea, Spitalul Județean de Urgență din Târgu Jiu, o temă pe care vă propun până la finalul acestei emisiuni, dacă nu aveți și alte opinii, sănătate la standarde europene. Intrăm în Spitalul din Târgu Jiu, intrăm în Spitalul din Cărbunești, din Robinari, Bombe Jiu, din Craiova. Deci, avem medici mai bine plătiți, avem și servicii mai bune. O să fiu foarte scurt, pentru că lumea... știe. Asta putem să le explicăm oamenii. Se vorbește despre important ce spitale regionale, despre spitale noi. Invitați, da. Și e foarte simplu. Despre spitalele regionale au recunoscut asta ar fi chiar o temă, cei de la PSD o temă de campanie. Nu și-au îndeplinit acest punct cu spitalele regionale. Au recunoscut public. Nu vin acum în minte 8 spitale regionale și, da, voiau să facă pe programul de guvernare, da, un spital metropolitan în capitală. Corect. Nu au făcut nimic. Nu au absorbit nici fonduri europene, deși comisarul european PSD la vremea aceea, Corina Crețu, a venit și le-a spus: fraților, eu sunt comisar european acolo, reprezint România, vă pot ajuta, există bani pentru ca voi să construiți aceste spitale regionale, faceți hârtiile. Da. Au refuzat domnii de la PSD de la guvernare. De ce? Pentru că
fondurile europene trebuie să le gestionez cu seriozitate, pentru că acolo există OLAF, există instituții serioase care controlează modul în care sunt gestionați banii europeni. Ortoașul Dragnea este ars și acum încearcă să sufle și în iaurt, pentru că știți foarte bine că în dosarul Teldrum este vorba tot despre fraude cu fonduri europene și tot OLAF este instituția care cercetează ceea ce s-a întâmplat cu fondurile europene în acel dosar. De aceea, domnii de la PSD preferă parteneriatul public-privat, pentru că acolo nu se monitorizează chiar așa cu seriozitate fondurile și așa că au refuzat să facă acest lucru. Însă există administrații locale care și-au luat inima în dinți, care au făcut un protocol și au făcut astfel încât consiliile județene, și este cazul Clujului, deja s-au făcut demersurile necesare, astfel încât să renunțe la genul acesta de parteneria public-privat și să meargă mai departe cu construirea spitalului regional cu fonduri europene în urma unui protocol pe care Consiliul Județean l-a încheiat cu Ministerul Sănătății și va accesa aceste fonduri astfel încât să fie construit acest spital regional. S-a încercat acest lucru și la Dolj, a încercat europarlamentarul Marian Jean Marinescu, care provine din acea zonă, a fost și prefect de Dolj, dar acolo lucrurile fiind fieful lui Manda și al Olguței, sigur că este reticență la a face demersurile pentru a fi accesate fondurile europene. Au recunoscut guvernul PSD că nu a făcut aceste unități spitalice și nici nu va putea să le facă prea curând. În privința Gojului, vedem ce cu sănătatea din Goj aproape în fiecare seară la buletinele de știri naționale. Așa este. Păi, alaltă ieri a fost cazul Târgu Cărbunești, unde se cumpără medicamente pe bilețel, nu pe rețetă de la doctor. Îți dă medicul un bilețel, dacă ai pe cineva internat, te duci la farmacie, cumpere din medicamente, le duci cu plasa în spital, a apărut peste tot. A mai deschis sinistra sănătății încă o... Mai bine odată, probabil, și la Cărbunești. Anchetă și la Cărbunești. Ministra sănătății. Scuze. Ministra sănătății. Da, am înțeles. Da, deocamdată până sâmbătă, când vedem ce... A hotărât că a dat astăzi, a avut o conferință de presă la Ministerul Sănătății și domnule a zis că știe ce măsuri trebuie să ia la Târgu Jiu și să le vedem sâmbătă, dacă nu fi prea ocupată cu urcatul oilor la munte. Pe doamna Pintea nu o duc în carieră la Roșia pe platforma aia betonată, o duc doar pe doamna premier Dăncilă. Pe doamna Dăncilă. Da, tot parcursul și sâmbătă și duminică trebuie să fie o fanfară după doamna Dăncilă, nu? Ca să acopere eventualele huiduieli, înjurături. Adică și la Rovinar la Termo și la Roșia în carieră și după aia la urcatul oilor la munte, acolo sunt ciobanii cu altfel de acolo muzică. Acolo merge cu hăulitul. Nu e cu fanfară. La ciobani se... Dar o fi pregătit cei de la PSD fanfară pentru sâmbătă? Nu avem decât o fanfară în Târgu Jiu și o să vină niște tarafuri. Bun, ca să... La festivalul... Cu permisiunea noastră o să... Da. La festivalul... O să răspund și eu întrebări adresate, dincolo de ironia colegului de... Da, cred că știți ce cu sănătatea în Gorj. Să nu vorbiți despre sănătatea din Gorj, vă rog eu frumos. Nu vorbesc despre sănătatea din Gorj, pentru că nu am putut, adică mi-ați dat spitalele. Spitalele... putem discuta despre spitalele din Gorj. Nu, din București. Din București. Din București. Eu coordonez... Nu răspunde de... Nu, o să vă dau câteva exemple cu ce a făcut guvernarea PSD în sănătate. Nu știu, sigur, s-ar putea să știți dumneavoastră, însă o fac pentru telespectatori. Și așa cum eu v-am ascultat pe dumneavoastră și nu am intervenit peste dumneavoastră, o să am rugămintea să mă lăsați și pe mine să vorbesc. La Târgu Jiu, domnul Paraschiv, au murit oameni la poarta spitalului. Deci la Târgu Jiu, la Târgu Jiu, la psihiatrie, pacienții umblă dezbrăcați prin secție și se apare în scene aproape porno între femei și bărbați pe televiziunile centrale. La Târgu Jiu, medic cu 130 de milioane pe lună scrie în fișa de observație a bolnavului că nu vrea să facă o
procedură spitalicească pentru că nu este suficient plătit. Și acum vă rog să comentați dumneavoastră. Da. Eu încercam să exemple, vă ajut, sincer, să nu... Mulțumesc, mulțumesc pentru ajutor, să știți că așa ajutor mai apreciați. Bine, mai bine lipsă și cred că o să mă descurc singur. Mulțumesc frumos! Domeniul sănătății este unul de larg interes pentru toți cetățenii României. Și exemple pe care dumneavoastră le-ați dat, sunt sigur că nu sunt singulare aici la Târgu Jiu sau la nivelul județului Gorj. Probleme de sistem există în mai multe locuri, nu trebuie să spunem că lucrurile nu există, însă aș vrea să vorbim despre ceea ce guvernul PSD a făcut în domeniul sănătății. Dacă ați putea să ne vorbiți un pic despre spitalele regionale. O să vă vorbesc despre spitalele regionale. Reprezintă un proiect ambițios, zic eu, care poate fi... Care îl vedem și nu e... Ca, da. Cum spunea poetul. Eu mulțumesc, dumneavoastră nu vă puteți abține, Denisa. Da, o să vă rog să faceți un efort pentru că minte nu o să mai pot abține nici eu. Și dacă nu ne abținem, cred că cred că suntem două persoane civilizate care pot dialoga fără niciun fel de problemă și nu ținem monolog și încercăm să ne întrerupem intrând unul peste celălalt. Eu aș vrea să vorbesc despre felul în care medicii, adică eu privesc din punct de vedere strict economic. În momentul în care statul român investea într-un medic, ținându-l în facultate, plătindu-i profesorii și tot ce practică și așa mai departe, acel medic pleca din țară și semna contractul pentru a livra serviciile lui unui alt stat din Uniunea Europeană sau din altă parte. Ce a reușit guvernarea PSD este să-i țină în țară pe mulți dintre acei medici sau să-i întoarcă înapoi. Și ăsta este un prim pas. Că există probleme în sistem care pot fi și care necesită o atenție sporită, sunt absolut de acord cu dumneavoastră. Nu contestă nimeni lucrul ăsta. Însă nu trebuie să luăm excepțiile, să le generalizăm și să spunem că întreg sistemul este un sistem bolnăvicios. Cred că cu toții suntem de acord. Și faptul că avem cele mai mari creșteri salariale din istorie pentru salariile medicilor și asistentelor, care în momentul de față au venituri comparabile și o să vă dau câteva exemple cu țări din vestul Europei. Dacă un medic primea în mână pe fluturașul de salariu 4.880 în anul 2016, în 2019 primește 15.175. Un medic specialist de la ATI avea 3.817 lei în 2016, i-a crescut salariul la 12.156 în 2019. La fel, unui chirurg general de la 2800 în 2016 la 7700 în 2019. Și tot aceleași infecții. Și lucrurile, numai puțin, dați-mi voie să întreb. Înțeleg că... Ați citit o pliantă. Nu, doamna, am citit că nu am pliantă. Sunt niște date pe care mi le-am notat, dar sunteți foarte atentă la mine, bag de seamă. Bineînțeles, așa sunt în general atentă la oamenii. O să fiu și eu cu ochii pe dumneavoastră. Eu nu am fost, eu am fost mai relax. Bun, spuneam că dați-mi voie să termin. Okay, repet, dacă cu spitalele regionale. Dacă vreți să vă las și să vă ascult, vă rog frumos, lăsați-mă să spun și eu ce am de spus. În timp în care ne puteți veni dumneavoastră și să răspundeți dumneavoastră lucrurile. Puteați să spuneți argumentele. Păi, din vina dumneavoastră, lăsați-mă să termin. Mulțumesc pentru înțelegere. Spuneam că sistemul de sănătate din România, în primul rând, pleacă de la felul în care medicii, cei care lucrează în sistem, sunt plătiți. Și faptul că au reușit să țină în țară sau o parte dintre ei să reîntoarcă aproape de familiile lor, este un lucru îmbucurător. Și lucrul ăsta nu cred că îl poate contesta nimeni. Nu înțeleg de ce, nici nu mă așteptam la altceva din partea noastră, nu înțeleg de ce medici, nu am văzut medici care să vină și să spună lucrurile astea. Adică înjurăm PSD-ul, doar pentru că... Deci și măsurile bune pe care le-au luat cei de la guvernare nu sunt bune pentru că le-au luat ei. Dacă ar fi fost luate de oricine altcineva, ieșeam cu sule și cu trâmbițe și anunțam în piața publică, vai ce... Nu cred că... Repet, nu sunt aici. Mă gândesc că doamne, suntem pe finalul emisiunii. Nu sunt aici, păi, ați vorbit toată emisiunea, lăsați-mă să termin și eu ce am de spus. Cred cu tărie că România are nevoie de fapte și mai puțin de vorbe. În momentul de față, ceea ce este bun nu contează, chiar nu contează și credeți-mă pe cuvânt, repet, nu sunt membru PSD, sunt un susținător al partidului
PSD pentru relația pe care o avem și pentru chestiuni punctuale. Și dacă vreți, o să vi le și detaliez, cel puțin pentru regiunea Sud-Vest, Oltenia, dar susținerea este pentru toată țara. Spuneam că cel mai important lucru pentru România în momentul de față este ca oamenii să beneficieze de pe urma actului de guvernare. Și oamenii resimt lucrul ăsta. Vorbim despre pensionari. Lisa, au crescut pensiile. Dacă este să vorbim despre felul în care... Și dumneavoastră v-ați repetat lucrurile. Servicii medicale, deci o să vă rog frumos să mă lăsați să termin ce am de spus. Alminteri, am venit, am ascultat pe doamna cu mare interes. O să am rugămintea să termin ce am de spus. Okay. Da? Și promit că vă las pe dumneavoastră fără să intervin. Bun. Spuneam că România, în momentul de față, are nevoie de lideri care să înțeleagă că interesul românilor este mai presus de interesul oricărui partid politic. Repet, nu sunt avocatul PSD-ului, nu sunt avocatul nimănui, spun doar asta în calitate de cetățean, de tânăr al acestei țări, care crede că România poate arăta mult mai bine și o poate face mult mai bine cu oameni responsabili. Actul guvernării trebuie să fie făcut pentru cetățeni, politicienii trebuie să vină și să discute principii, idei, valori, dincolo de ceea ce interesele de partid o cer. În momentul de față nu putem spune că guvernarea PSD-istă a fost un rea. În agricultură s-au făcut investiții cum nu s-au făcut în România ultimelor 25 de ani. Avem sistemul de irigații în care s-a băgat foarte mulți bani. Salariile profesorilor crescute din nou. Oamenii resimt actul guvernării. Că există impedimente și nu au putut realiza spitalele regionale la momentul ăsta. Sunt sigur că proiectul este în dezbatere publică, a rămas în continuare pe agenda publică din România și oamenii responsabili în viitorul apropiat cred eu că îi vor da curs. Însă cel mai important lucru pe care l-au făcut în domeniul sănătății este că au triplat salariile medicilor. Și medicii noștri pentru care statul român cheltuie ținându-i universitate și la practică sume importante de bani, rămân și oferă serviciile aici pentru cetățenii români. Aproape că mulțumesc, suntem doamnă. La un consens răducare. Pe final de emisiune, a spus că România are nevoie de lideri, într-adevăr România are nevoie de lideri, ceea ce se întâmplă acum în acest guvern este absolut revoltător, este pentru prima dată când suntem conduși de analfabeți, de sfert ortodox, de oameni absolut nepregătiți, care nu au o carieră profesională în spate, ci au o carieră creată. Acești oameni pe care dumneavoastră îi numiți în felul ăsta au câștigat alegerile cu o majoritate zdrobitoare. Mai mult decât din 30% din populația care s-a prezentat la vot, aia este cu totul și cu totul altceva. Adică dumneavoastră spuneți că votul nu este egal, a fost votat pe o desemnă alfabeti? Pentru că au mințit. Nu au legitimitate pentru că a fost prezență foarte mică, doamna, la vot. Asta am vrut să spun. Legitimitatea în democrație este dată de vot și de nimic altceva. Înseamnă un votul procent intelectual. Al oamenilor care, vă rog să mă lăsați că v-am lăsat. Și chiar ați spus foarte multe chestii la care vreau să am argumente, asta. Pentru că nu sunt susținute aceste declarații, deci, ale dumneavoastră. Legitimitatea în democrație este dată de vot, doamne, okay, de nimic altceva. Ok, foarte bine. Acum sunt huiduiți peste tot pentru că au mințit oamenii, o să vedem ce se întâmplă pe care vot. I-au prostit și i-au votat. Și de aceea acum pe unde se o duc în Iași, în Galați, peste tot sunt nevoiți să plece cu Duba. Să primiți de 40 și ceva de mii de oameni, doamnă. Să fie apărați de jandarmerie și băgați în dube și trimiși înapoi la București. Bun. Așa vedeți dumneavoastră democrația? Nu, asta se întâmplă cu liderii PSD pe care se ducă la mitingurile respective. Ați văzut dumneavoastră că așa se întâmplă acum în România. Ca să fie apărați de mulțimea nemulțumită, trebuie să intervină forțele de ordine. Spuneați mai devreme că s-au întors medici în țară. Nu s-a întors niciun medic în țară. Țin să precizez faptul că în privința migrației România se află pe locul 2 în lume, pe locul 2 în lume după Siria, unde Siria știm foarte bine ce se întâmplă acolo, că este vorba despre război acolo. Noi suntem pe timp de pace și suntem a doua țară din lume, nu din Uniunea Europeană, în privința migrației. Nu s-a întors niciun medic în țară. S-au întors mai mult decât atât, nu s-au întors. Dar și nu veți putea să-mi dați exemplu nici măcar să știți că de suntem de acord, nici din regiunea suntem de acord, Sud-Vest. Suntem de acord în privința, deci nici din regiunea Sud-Vest, lucru. Nici din București, nu veți putea să-mi dați exemplu de un medic specialist care s-a întors în țară. Mai mult decât atât, triplarea salariilor medicilor nu înseamnă că sunt absolviți medicii de acest pericol. O să le tăiați dumneavoastră. Acest pericol care stă deasupra capului medicilor și care se numește malpraxis
și care în timpul guvernării Boc s-au închis spitale. Vă rog frumos, lăsați-mă să discutăm. Nu s-a închis niciun spital județ și nu ți-i deschis spital din care oamenii să-ți plece morți, cum se întâmplă în CI. Capacitezi, faci în așa fel încât să aduci la niște standarde, da? Un spital serios care creșterea salariilor medicilor a fost unul care comun? Care să ofere soluții. Sunteți de acord cu creșterea salariilor pentru mine? Dacă vreți să vorbiți doar dumneavoastră, înseamnă că aveți un monolog. Că dumneavoastră ați avut un monolog sunt sigur anterior că aveți, sunt sigur că aveți capacitate de sinteză argumente. Și o puteți face într-un timp mai scurt. Vă rog să nu vă mai certați pentru că la finalul emisiunii aveți câte două minute în fiecare. În aceste unități spitalice. Avem câte două minute, în aceste unități spitalice, în momentul ăsta se moare, se moare de infecții nozocomiale, inclusiv în unitățile spitalicești din București. De asta doamna Pintea se plimbă prin țară, pentru că oamenii mor infectați cu bacterii. De ce? Din cauza proastelor condiții igienico-sanitare. Da? Iar un medic care a învățat atâția ani nu este încălzit cu nimic, că primește de 3 ori acel salariu pe care l-ar fi putut obține în privat, da? Atât timp cât stă deasupra capului cu pericolul că va muri un om, nu din vina faptului că este medicul slab pregătit, ci a condițiilor precare cu care este nevoie să lucreze într-un spital de stat din România. Domnule Paraschiv, două minute și dumneavoastră și Claudiu, da, un minut la final. Mulțumesc. Vreau să mulțumesc cumva pentru invitație și pentru faptul că ați avut răbdarea să mă ascultați, inclusiv dumneavoastră, doamnă, și vă mulțumesc inclusiv pentru intervențiile pe care le-ați avut, a fost o plăcere. Vreau să vă spun că cred cu tărie că România trebuie să trimită oameni patrioți acolo. Și o spune asta un etnic rom. Spun asta ca etnic rom, tânăr care vede o altfel de Românie. O Românie în care lucrurile bune trebuiesc apreciate, indiferent de cine le face. Cu alte cuvinte, ceea ce vreau să spun este următorul lucru. PSD-ul, prin actul guvernării, a făcut foarte multe. Într-un timp relativ scurt. Mult mai multe lucruri decât s-a întâmplat cu mult înainte. Dacă este să vorbim comparativ între ce a făcut guvernarea Boc și guvernarea actuală, o să vedem diferențe extraordinar de mari. Foarte, foarte, foarte mari. De la tăierile salariale din sistemul de stat până la tăierile, vorbim de profesori și așa mai departe. PSD-ul vine și crește salariile. Se împrumută PSD-ul, să, domnule, doamnă, dar nu aveți, 3 miliarde nu aveți, de euro nu pe aveți, care să le plătească. Nu aveți o educație ideologică, iertați-mă. Credeți-mă. Nu da, atunci, pot lăsa să le tăiem. Spuneți niște lucruri care sunt neadevărate. Mă deranjează, doamnă. Mă deranjează minciuna. Bun. Eu vă urez succes. Îmi doresc, sper să ajungeți la guvernare, ceea ce nu prea cred, pentru că alergați de fiecare dată singuri și ieșiți pe locul 2. Poziția numărul 1, candidat patriot din Oltenia, Claudiu Manda. Poziția numărul 1, PSD. Rog oamenii și cetățenii să voteze în funcție de ceea ce ei simt. În propriile buzunare, în felul în care alimentează, alimentează la pompă atunci când merg și încasează salariile, pensiile și așa mai departe. Dincolo de ceea ce, de atacurile la persoană, românii trebuie să înțeleagă, trebuie să-și trimită acolo oameni care să țină cu România. O Românie puternică, o Românie în care respectul față de cetățenii săi, indiferent de culoarea pielii sau credințele religioase, interesele tuturor să fie reprezentate. De ce spun lucrul ăsta? Pentru că Europa este într-o schimbare, are nevoie de oameni care să țină cu România. România trebuie să ajungă acolo unde este locul. Are un potențial de agricultură fantastic, pe care PSD-ul a început să-l exploateze. Investițiile cresc încet, dar sigur. Avem nevoie de o economie funcțională, așa cum este momentul de față, și de liant către Uniunea Europeană care să sprijine întregul proces de dezvoltare a unei Românii. Succes tuturor candidaților. Sunt sigur că PSD-ul la nivelul regiunii Sud-Vest-Oltenia va avea un cel mai mare scol din țară. Nu uitați poziția numărul 1 pe buletinul de vot. Claudiu, ultima intervenție, un pronostic pentru sâmbătă. Nu fac pronosticuri, pe ce? Nu mai vin joi, nu mă mai inviți. Nu, un pronostic pentru sâmbătă, vizita premierului și vizita ministrului sănătății. Dezamăgie asta unei, cameramanul nostru, ce băie, deci nu huide nimeni la Goș. Deci se va întâmpla ceva spectaculos? Sunt pacifiști și le e și frică de...
că deja v-a zis Denisa Șuță că iară intervin forțele. Forțele, păi iară? N-am mai avut de fiecare dată. Dar, da, apropo, mai doamna premier, mai are SPP sau e direct cu jandarmeria? Nu, fără SPP. Deci este doar cu jandarmeria. A, deci este cu broscuțe, cu mascați, cu alte ăla. Corpul, fără, deci fără liniște, SPP. Noi, deci la Gorj, liniște și pace la Gorj. Da, deci la Gorj, Gorjeniți pacifismul? Da, iertați-mă, eu vreau să mă întreb ceva. Spuneți-mi, conducătorii de guvern în alte nu state sunt păziți cumva de oameni în blănuri și cu... Nu, de SPP, că este un serviciu special de protecție și pază pentru demnitar. Dar nu e cazul Vioricăi Dăncilă, de-aia este ea... Avem pelerinaje în Gorj zilele astea, deci vine... Vin mai mulți siniștri de la APE și nu știu ce, care a mai fost unul, cum îl cheamă? Peneș Curcanu sau ceva de genul ăsta. Domnul Deneș. Să iară să duc la, pe platou la Roșiuța, să-și facă selfie-uri acolo. Da. La Roșia, pardon, își fac selfie-uri. Dar nu se încalță în cizme să coboare un pic în mocirlă cu minerii. Păi că se murdăresc pe pantofi de lac. A plouat acum, da, intră în mocirlă până la gât. Mai vin nu știu ce siniștri pe la Gorj, de la toate ăștia. Și vine și doamna Dăncilă. Noi suntem mai pacifiști, n-avem nici fanfară, că cred că s-a dus și aia, nu știu dacă mai e fanfară. A, este armonia, este, se numește. E? Armonia? Da, e, are un nume păi sugestiv. Păi întâmpină. Păi cu pâine, cu sare la Gorj cu astea. Și mai o ultimă idee de final. Ministrul Sănătății anunță doamne, schimbarea domnului Capote sau nu? Ce să anunță, că știe dumneavoastră, nu ne spune. Le spune la ăștia care conduc județul. Spune lui domnul... cu președinte Weber. Ce și domnul Weber zice, dacă e bine, e bine, dacă nu îi șoptește la ureche, lasă-l și ea, că îl mai spui data viitoare, când vii. Așa, dar și ultima idee, că poate fac, vorbesc prostii și domnule, ne trezim în sâmbătă, că se revoltă toată lumea pe aici. Tu ne înțeleg de la, din discursul PSD, nu a domnului Paraschiv, al PSD în general, să trimitem patrioți în Parlamentul European. Deci dacă nu ești PSD-ist, nu ești patriot. Sau dacă nu votezi cu PSD, înseamnă că nu ești patriot? Sau, nu, dacă sau nu încerci să furi voturi înțeles în Parlamentul European ca român, nu ești patriot. A, deci, dacă poate da, ești patriot dacă te duci și votezi în Parlamentul poate European în împotriva propriilor interese. Mă fac să înțeleg și eu ce cu chestia asta, dar poate vine vreun lider pe aici să... În Parlamentul European trebuie să imită ca Adrian Severin, mai trebuie să încerci să furi voturi ca da. Grafini și atunci ești patriot. Eu vă mulțumesc că ați fost alături de mine și de telespectatori în aceste emisiune, dezbatere electorală. Vă aștept și săptămâna viitoare dacă mai sunteți prin zonă sau dacă mai sunteți programați la emisiunea aceasta de dezbatere. Mulțumesc, Claudiu, mulțumesc și dumneavoastră că ne urmăriți seară de seară. Mai avem încă o săptămână și duminică vom merge cu toții la vot pentru că încă mai avem acest drept și e important să îl folosim. Nu uitați cei care au fost înaintea noastră. Și no. Să spun și cu cine votez la tine emisiunea, la final, mă lași? E cam secret votul. De ce e secret? Păi dacă poți să influențezi, public... poți să influențezi electoratul. Păi eu asta vreau, să influențez electoratul, normal. Rămâneți cu Tele3, toate cele bune. Cum ar fi dacă am înțelege că adevărata bogăție a României suntem noi, oamenii? Cum ar fi dacă cel harnic ar fi cinstit și onorat aici, acasă? Cum ar fi dacă tata și-ar îngroși acasă? Și copiii noștri ar crește în armonia unei familii sănătoase? Cum ar fi dacă țara la care visăm pentru o viață mai bună ar fi România? Totul începe cu un vot. Candidez pentru că am observat după atâta experiență în Parlamentul României, sunt de 14 ani în Parlamentul României și am observat că deciziile pe care le iei sunt decizii care influențează viața oamenilor. Cred că și în Parlamentul României, ca și în Parlamentul European, sunt oameni care rezonează la argumente și dacă te implici, poți să modifici sau să schimbi câteva lucruri și poți să le faci în bine. Mai candidez pentru că eu cred că Oltenia are nevoie de o voce acolo, pentru că este o zonă care ar trebui să recupereze din decalajele față de alte zone, de alte regiuni, iar lucrul acesta nu se poate face decât dacă mergi, susții, te implici, te lupți, sprijini, ca lucrurile să poată să facă un pas în față.
Merg în Parlamentul European alături de colegii mei, foarte hotărât să mă lupt pentru România. Vino și tu pe 26 mai și votează echipa PSD. Târgu Jiu va fi gazda unui eveniment sportiv organizat de oficialii Federației Române de Handbal. Competițiile din cadrul Campionatului Național de Handbal se vor întinde pe parcursul a 3 zile. Doi bărbați din Călăraș au fost prinși de polițiști în timp ce încercau să vândă țigări netimbrate unui localnic din Baia de Fier. În urma controlului asupra autovehiculului cu care se deplasau bărbații, au fost găsite în portbagaj 25.800 de țigarete pentru care nu aveau documente de proveniență. Un bărbat de 40 de ani din București a fost reținut în Gorj după ce a fost prins de mai multe ori conducând fără permis. Bucureșteanul a continuat să încalce legea, deși a fost prins de oamenii legii și sancționat. Conducerea organizației Salvați Copiii România a ajuns la Târgu Jiu pentru a aduce mai multe echipamente necesare secției de neonatologie pentru o bună funcționare. Este vorba despre aparatură de